persoanele care sunt surprinse de flăcări sau fum, da? Bravo. Ok? Aici avem cele care sunt în categoria următoare, adică ele sunt acționate hidraulic, cu furtune, cu motoraj. Este nivelul superior acestora, al acestora din de jos. Da? Ele sunt mult mai puternici. Da? Cu ele acționăm. Avem tot felul de scule care taie, depărtează, apropie pentru a face față la accident. Da? Hai să partea cealaltă a mașinii. Tric care avem la el niște perinare foarte mari, niște... Cum spune?